găsit, dragii mei! Astăzi vă arăt cât de simplu este să faceți o loțiune cu magneziu și uree, care nu numai că vă face pielea moale, dar este și terapeutică, aducându-vă un aport zilnic de magneziu. Trebuie să aveți pregătite rețeta, cântarul, ingredientele care se adaugă la sfârșit și flacoanele în care o să puneți loțiunea. Sterilizați mai întâi vasele și instrumentele de lucru. Începeți apoi să măsurați uleiurile. Pentru această loțiune, eu am folosit ulei de măsline, cânepă, ricin, unt de cacao și ulei de cocos. Adăugați apoi emulsificatorii. În celălalt vas, măsurați ingredientele care se dizolvă în apă, pulci de magneziu, urea, GDL-ul și pudra de aloe vera. Adăugați apa distilată și glicerina. După ce ați încălzit cele două vase la aceeași temperatură, mixați ingredientele din apă, apoi turnați peste uleiuri. Mixați bine soluția până se omogenizează. La început, o să aibă o consistență lichidă. Când ajunge la temperatura mâinii, adăugați conservantul, vitamina E, apoi uleiurile esențiale. Luând notițe ca să știți ce și cât ați pus. Mixați din nou, apoi vedeți cum miroase. Eu am mai adăugat uleiuri esențiale. Amestecați, apoi turnați în flacoanele gata pregătite. Puneți etichetele și gata! Aveți propria loțiune! Haideți, o faceți și voi!